Bună tuturor și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube. Pentru astăzi v-am pregătit un antrenament de 10 minute pentru talie. Acest antrenament te va ajuta să obții o talie mai mică și mai subțire lucrând de acasă cu doar 10 minute pe zi, așa că tot ce trebuie să faci tu este să pui acest antrenament în practică cel puțin de 3 ori pe săptămână pentru a obține niște rezultate foarte, foarte bune lucrând de acasă. Dacă ai nevoie de puțin ajutor și vrei să lucrezi după programul meu, eu voi lăsa un program înainte să începem antrenamentul care te va îndruma când și cum să lucrezi pentru a obține rezultatele dorite cât mai rapid. Outfitul pe care îl port în antrenamentul de astăzi este de pe gymbeam.ro, iar dacă ai nevoie de niște îmbrăcăminte pentru fitness, pentru acasă, pentru la sală sau ba chiar în viața de zi cu zi, poți intra pe linkul din descriere și poți folosi codul ANA5 pe care îl voi lăsa pe ecran pentru a beneficia de reducere. Acolo vei găsi mult mai multe articole în culori diferite și material diferit, așa că sugerez să arunci o privire. Înainte să trecem la treabă, dacă ești nu aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acest buton de subscribe pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente noi pentru voi și nu ai vrea să ratezi niciun video. De asemenea, postez și informații și rețete sănătoase, așa că vei găsi pe pagina mea absolut tot ce ai nevoie să schimbi corpul într-un corp mai frumos și corpul dorit. Toate fiind spuse, haideți să trecem la treabă și să ne lucrăm talia! Vom face 45 de secunde fiecare exercițiu și vom avea 15 secunde pauză între exerciții, așa că vei avea timp să-ți relaxezi puțin mușchii și vei lucra foarte intens în același timp. Începem cu primul exercițiu de pe spate, picioarele drepte sus, mâinile după cap și ducem cotul la genunchiul opus, ridici spatele puțin sus de pe saltea și rotești bine bazinul, revii pe spate, duci celălalt cot la celălalt genunchi și repetăm 45 de secunde. Vreau să te concentrezi să ții spatele cât mai lipit de saltea și să-ți controlezi respirația, să inspiri și să expiri corect. Poziție, picioarele drepte sus, din nou mâinile după cap și facem abdomene scurte, adică ridici spatele puțin sus de pe saltea, te lași înapoi pe spate, te ridici doar puțin și vreau să-ți controlezi respirația, inspiri când te lași pe spate, expiri când te ridici în sus. Foarte bine, următorul exercițiu, ne așezăm pe o dungă, picioarele drepte, mâinile la piept, apropiate, iar de aici ridicăm ambele picioare în sus în același timp, la duci ușor înspre saltea, însă nu ating salteaua și repetăm 45 de secunde. Încerci să le ridici cât de sus poți. I swear that I'm sober, just listen, I miss you.
de bine, rămânem aici pe o dungă, mâna după cap și ducem cotul și genunchiul, le atingem la mijloc, revin apoi pe spate. Vreau să ridici spatele puțin sus de pe saltea când te duci cu cotul către genunchi. Just to mess up and tell the truth. All I hear is an echo. Turn the words up, say to ammo. Sleeping on the side of the bed though. Weeks have gone, can't let go. I go crazy when you call my name. Make me lose my game when you call my name. I go crazy 'cause I can't escape. When you call my name, when you call my name, I go crazy. When you call my name, make me lose my game. When you call my name, I go crazy, 'cause I can't escape. When you call my... Foarte bine, ne întoarcem pe partea cealaltă, facem aceste două exerciții și pe partea aceasta. Primul exercițiu, picioarele drepte, mâinile la piept, cu una de sprijin pe saltea. Iar de aici ridici ambele picioare în sus în același timp. Încerci să le ridici cât de sus poți și să nu atingi salteaua când le aduci înapoi. Foarte bine, următorul exercițiu. Rămânem pe o dungă, mâna după cap și te duci și atingi cotul și genunchiul undeva la mijloc, ridici spatele puțin sus de pe saltea. When you call my name, I go crazy. When you call my name, make me lose my game. When you call my name, I go crazy, 'cause I can't escape. When you call my name, when you call my name. Ne așezăm pe fese, picioarele puțin îndoite, brațele drepte sus și te apleci puțin pe spate, iar de aici te rotești cu bazinul ușor și pe o parte și pe cealaltă. 45 de secunde, încerci să stai puțin aplecat pe spate. I won't make it easy for you now. Up my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Poziție, picioarele puțin îndoite, aplecat pe spate, mâinile la piept și din nou te rotezi și pe, și pe cealaltă. 45 de secunde, vreau să stai cât de aplecat poți pe spate și să rotezi bine bazinul. But don't you try to call me tomorrow. Just watch me break in. You're sweet. You're falling into me. Touch me. I swear. You would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby. Feel free. I wanna make you sweat.
palme pe spate, genunchii sus și cu vârfurile de la picioare atingem salteaua, le ridici în sus și ridici spatele puțin sus de pe saltea. Revin apoi, repetăm de la început. Atingi saltea cu vârfurile de la picioare și salți spatele puțin sus de pe saltea. Din nou încearcă să-ți controlezi respirația, să inspiri și să expiri corect. De sus și de aici îndreptăm câte un picior pe rând, alternativ 45 de secunde. Încerc să ții spatele lipit de saltea și să inspiri și să expiri corect. Gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up.